Băie și fete, bine ați venit la Nu alege portalul greșit în Minecraft. În clipul de astăzi avem portalul lui Huggy Wuggy, portalul lui Mommy Long Legs și portalul lui Granny și trebuie să-l alegem pe cel corect. Rămâi până la final să vezi dacă am făcut decizia bună. Astăzi, băie și fete, vom face ceva ce nu am mai făcut până acum pe Minecraft. Mai exact, ne vom juca Nu alege portalul greșit. Ei bine, fraților, am primit această hartă de la un abonat și mi s-a părut ceva foarte, foarte mișto, deoarece chiar acum, boys, în fața noastră se află trei portale diferite. Prima dată, boys, avem acest portal albastru, care este portalul lui Huggy Wuggy. După, avem acest portal roz, care este portalul lui Mommy Long Legs, adică mama lui Huggy Wuggy, pentru prima dată, boys, adăugată în Minecraft. Deci o să o vedeți în premieră în Minecraft la mine pe canal. Până acum, eu n-am mai văzut youtuber în România care s-o adauge în joc. Colectați-mă la comentarii dacă greșesc, că să din câte știu eu, nu există așa ceva. Și după avem portalul lui Granny. Videoclipul ăsta mi se pare foarte, foarte special, pentru că este primul episod de genul cu Nu alege portalul greșit. Și vă zic, fraților, că e destul de greu să faci episoade de-astea. Și pe lângă asta, chiar sunt curios cum arată noul personaj din Poppy Playtime în Minecraft. Ei bine, fraților, dacă mai vreți să facem episoade de genul, uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal. Eu zic să nu mai pierdem vremea, fraților, și să începem episodul, să vedem care-i treaba. Deci, după cum vedeți, aici avem trei portale. Le avem, pe astea vi le-am prezentat, și avem aici un chest în care bănuiesc că o să aflu mai multe despre această hartă. Avem un set full diamond, am 4 golden apple, da. Nu sunt golden apple enchantate, frații mei. Adică sunt golden apple normale, așa. Am 4 bucăți de pui. Mamă, numai 4, bă, deci o să fie pe bune ceva foarte, foarte greu. Și o carte cu bine ai venit. A început și ploaia, frații mei. Hai să citim această carte cu bine ai venit. Let's go. Salut, Mariu, și bine ai venit la Nu alege portalul greșit în Minecraft. În fața ta se află 3 portale. Portalul lui Huggy Wuggy, portalul lui Mommy Long Legs și portalul lui Granny. Alege portalul corect și încearcă să termin harta. Nu-ți dau mai multe detalii, de deoarece este o hartă plină de surprize. Facem 10.000 de like-uri, frățiarul. Eu sper să facem. Bun. Deci a zis că nu ne dă mai multe detalii, deci nu știm care e povestea hărții într-un fel, deoarece e plină de surprize. Păi, băi și fete, hai să punem asta aici și haide să mergem la primul portal. O să intru prima dată în portalul lui Huggy Wuggy, să vedem unde ne trimite și teoretic cum o să începem această hartă. Hai să vedem. Bun, băi și fete, m-a trimis aici. Sunt într-o încăpere de-asta albastră și acolo în față scrie intrare și sunt foarte mulți zombi. Nu prea înțeleg care-i treaba. Avem aici un chest cu bun. Hai să vedem, ca să înțelegem care-i treaba. Deci am intrat în portalul ăsta și m-a dus aici. Portalul în care a intrat te-a teleportat la o casă veche în care se presupune că trăiește Huggy Wuggy. Deci în momentul de față, boys, eu mă aflu într-o casă veche, gen care teoretic e casa lui Huggy Wuggy. Nu se știe ce s-a întâmplat în această casă, deoarece Huggy Wuggy nu a mai ieșit de aici de luni de zile și nici măcar nu s-a mai auzit sunetele produse de el. Intră înăuntru și află ce s-a întâmplat. What? Deci Huggy Wuggy, eu filmez chestia asta, da? Deci asta ar trebui teoretic să fie casa lui Huggy Wuggy, însă nu se mai aud sunetele lui Huggy Wuggy și acolo sunt niște zombi, bro. Mamă, man. No, băieți, hai să-i trăm o intrare. Mă, uitați-vă cât zombi sunt, bro. Bă, deci sunt foarte, foarte mulți zombi. Nu știu de ce, uitați-vă, și sunt oameni morți pe jos. Hai să mergem, băi, să vedem dacă găsim adevărul. Ia, că scrie acolo ceva pe sign. Eu nu aș deschide ușa asta. De ce, bro? Mamă, uitați-vă cât zombi sunt, bro. Dar de ce sunt zombi în această încăpere? Gen, are nicio logică. Ia să-i bat pe toți bun. Mă, ciudat rău de tot, bro. Dar stai, deci n-am omis nimic, nu mai e vreo pagină sau ceva de genul, nu, deci nu mai e absolut nimic, boys. Trebuie doar să mergem pe aici, eu n-aș deschide ușa asta. Mamă, uite aici, iară, bro, câți zombi sunt. Ci că merită oare să mergi mai departe, bro, dar ce se află mai departe, mă faci curios. Bă, uite-te la ăștia ce, mamă, ce dau după mine, bro, nu vine să cred, mamă, mori așa, bun. Merită oare să mergi mai departe, eu zic că merită, frățioro. Marius, o să mori. Bro, ce se întâmplă, mi-e frică pe bune. Mamă, deci cred că nu mai am sabie, mamă, ok. Bă, sunt foarte mulți zombi aici, trebuie să ajung la Huggy Wuggy, bro. Hai să mergem mai în față. Nu mai e cale de scăpare. Ia, mamă, bro, bă, dar cât mai trebuie să merg, pe bune. Hai să vedem, bun, așa, mamă. Bun, mamă, bă, câți sunt aici, bă, trebuie să-i bat pe toți. Bun, bă, deci după cum vedeți, nici nu ne-a dat prea multe bătăi de cap acest zombi. Și aici avem, până aici ți-a fost, ești ca și mort. Bun.
Și avem aici o încăpere unde nu se află niciun zombie. Ok, boys, cred că aici, fiți atenți, o să-mi bag un gol de nepa, pentru că s-ar putea ca acolo să fie Huggy Wuggy, gen, știi, și ar trebui să mă bag cu el. Hai să intrăm în notul să vedem care-i treaba. What? Boys! E Huggy Wuggy mort? Bă! După cum vedeți, Huggy Wuggy e pe jos și e mort și foarte mult sânge lângă el. What? De ce e mort, bro? Huggy! Ce ți s-a întâmplat, frate meu, bro? Ce-i asta? Ia să vedem ce avem în chestul ăsta. Ultimul mesaj de la Huggy Wuggy. Hai să citim, ci că acesta este ultimul mesaj pe care l-am pentru toți oamenii din lumea asta. Toată lumea a crezut întotdeauna că eu sunt personajul rău, că eu sunt cel care omoară și tot ce vede și cel care nu are suflet. Vă spun că nu este așa. Nu sunt eu acela, eu iubesc oamenii și aș face orice ca să-i apăr. Asta am făcut și acum. Însă mami Longlegs nu mi-a dat mult de trăit, bro. Bă, mami Longlegs l-a omorât pe Huggy Wuggy, boys. Uitați-vă că pe bune, gen, e mort, bro. Bă, nu înțeleg care-i treaba, dar uitați-le aici pe jos, gen, uite, dacă merg pe el, se mișcă așa, parcă tremură puțin, după cum vedeți. Bro, mamă, bă, boys, asta e ciudat rău de tot. Foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. Haideți, fiți atenți, o să intru și în portalul lui Mami Longlegs, să vedem care e treaba, dar totuși mi-e frică să mă duc acolo după ce am văzut aici. Bun, băieți și fete, am intrat în portalul lui Mami Longlegs și după cum vedeți avem aici camera puilor. Nu înțeleg care e treaba, e foarte multă pânză de paianje și înăuntru sunt foarte mulți paianje, bro. Ce avem aici să vedem, cică portalul greșit? What, am intrat în portalul greșit? Hai să vedem care e treaba. Portalul pe care l-ai ales te-a trimis în locul unde locuiește Mami Longlegs. De acum ea e șefa la Poppy Playtime și e invincibilă. Pe lângă asta și-a făcut o armată de baiajen care o apără cu prețul vieții. Mergi mai departe pentru a o găsi pe Mami Longlegs, dar te rog, ai grijă să nu o enervezi. Deci, boys, în această încăpere se află Mami Longlegs și nu trebuie să o enervezi. Bun, însă prima dată trebuie să mă bat cu paianjii ăștia, nu sunt așa de mulți, boys. A, uite, a, da, nu sunt așa de mulți, nu? Sunt doar puțin, boys, adică, uite-vă că numai le dau. Bă, mă, de ce sunt așa de low HP toți? Voi vedeți că toți sunt low HP. Gen. Ok, și aici bănuiesc că asta e camera lui Mami Longlegs. Nu intra dacă vrei să mai treci. Bă, uitați-o! Uitați acolo, bro, mamă, deci trebuie să găsim, trebuie neapărat aici să găsim cheia care ne va duce la Mami Longlegs. Hai să vedem care-i treaba. Uitați-vă, am găsit aici sau nu? Era aici, aici era. Bun, am găsit cheia și trebuie să intrăm înăuntru. Hai să mergem, fraților, o să punem vreo acolo și o să vedem care-i treaba cu Mami Longlegs. Hai, let's go. Mamă, sper să nu mă omoare, bun. Hai să intrăm înăuntru, bro. Uitați-vă la ea, deci asta e cea care l-a omorât pe Huggy Wuggy. Bro, vreau să o văd la față. Vreau să o văd la față. Mamă, bro, mamă, uite-vă la ea. E fix ea, gen, fix Mami Longlegs. Ciudat. Ia să-i dacă-i dau una. What? S-a făcut paiajeria. Îi mai dau una. Boys, băi, îi dau așa. Se face paia, what? Bă, uitați-vă la ea cum se mișcă. Se face paianje, mamă, bro. Asta e ciudat rău de tot. Bro, e ciudat rău de tot. Hai să vedem ce avem aici. Ha, 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 de la mami. Deci de asta ne-a scris o carte. Ha, ha, ha. Cel mai bun sentiment din lume e să poți să omori pe oricine care îți stă în cale. Huggy Wuggy, Kissimmee și mulți alții au încercat să mă învingă, dar eu sunt invincibilă. Mi-e frică doar de cineva. De cineva mai bătrân decât mine și probabil mai bătrân decât toți. Băi și fete, cred că v-ați dat seama, adică nu știu dacă e 100% adevărat, însă cred că mi-am dat seama despre ce vorbește Mami Longlegs. A zice aici că cică, dar eu sunt invincibilă. Mi-e frică doar de cineva, de cineva mai bătrân decât mine și probabil mai bătrân decât toți. Eu cred că Mami Longlegs se referă, boys, la Granny.
Eu cred că se referă la Granny și după cum vedeți chiar acum în fața mea se află portalul lui Granny și urmează să intrăm acolo să vedem care-i treaba. Hai să vedem. 3, 2, 1 și let's go. Bun, băie și fete, portalul lui Granny m-a trimis aici. Nu știu care-i treaba, stați puțin să pun dificultatea și pentru că n-am nimica. Hai să vedem aici ce se află. Mamă, s-a auzit Granny. Un lever și o carte care se numește Ai ghicit. Stai să-mi pun toate astea aici. Hai să vedem. Deci leverul ăsta probabil o să mă duc aici. Hai să vedem care ce scrie aici. Ai ghicit. Singura persoană de care se teme Mami Longlegs este Granny. După cum v-am zis, fraților, mergi la următor etaj pentru bătălia finală cu Granny și pentru a câștiga harta. Deci, ca să termin harta, boys, trebuie să mă bat cu Granny. După cum vedeți, nu mai am niciun golden apple, așa că o să trebuiască să mă bat așa normal. Hai să vedem care-i treaba. Granny, vino aici, frate. Mama! Oh! Și Granny, și Granny! Pa, și că bă, bro, bro, sunt mort, am murit. Baru. Lasă-mă în pace, Bro, mamă. Bă, deci dacă mai dă un hit sunt mort. Dacă mai dă un hit sunt mort. Sunt ca și mort, așa bun. Băi și fete, am reușit să-l omorâm, să omorâm și pe Granny, să-l omorâm și pe Grandpa. Și uitați-vă că am ajuns aici și avem o recompensă. Bă, ar fi foarte păcat de această hartă să n-avem o recompensă specială, bro. Trebuie să avem o recompensă specială pe bule. Hai să vedem. 3. Ce chestia asta? Grab pack. Boys, e cumva grab pack-ul. Nu cred așa ceva. Merg, voi vedeți chestia asta, boys. E grepecul din Poppy Playtime. Oh, what? Uiteți-vă, am apăsat pe ceva și uiteți-vă ce s-a întâmplat. Bă, care-i treaba? Bă, ce cu grepecul ăsta? Deci, fiți, neapărat, deci stai. Deci dacă fac așa, mă duce în sus. Mamă, bro, deci dacă dau click dreapta, uite să văd ce se întâmplă. Bro, avem grepecul din Poppy Playtime. Deci mi se pare tare rău de tot pe bune. Asta a fost o recompensă foarte, foarte mișto. Ei bine, fraților, ăsta a fost primul episod din Alege Portalul Greșit. Dacă v-a plăcut, o să facem mai multe episoade. Eu am fost Marusian, cum uitați de aici, de subscribe și ne vom vedea curând cu episodul noi. Vă urez o zi minunată, baftă la școală, v-am pa pe toți, aveți grijă de voi, pa, pa!